Salutaketot. Lumea sunt Adi. Și astăzi ne vom juca frumosul joc numit Play. Se numește fain joc. Îi dau așa reclamă, nu? Am intrat la Spec Ops, parcă. O, nu? Da. Da. Azi am vrut să filmez acest joc și îmi dădea creș mobize, nu mă întrebați. Îmi dădea creș și niciun vlog nu puteam să pun pentru că la vlog îmi dădea creș programul de editat. Vroiam și eu să fac ceva special pentru voi. Și ăsta s-a teleportat aici. Bă, am frame-uri, cred. Scuzați dacă vedeți frame-uri. Cred că vor fi frame peste frame. Da. Sau un pic de lag. Scuzați-mi lagul meu de idiot. Am avut un pic de lag. Nu o să meargă chiar atâta de bine. Dar puteți să ziceți mulțumesc că nu filmez pe telefon. Dacă filmam pe telefon, numai frame peste frame, lag peste lag. Deci, bă, numai frame peste frame ar fi fost. Dar frame peste frame ar fi fost. Vedeți? Astea au grenadă. Ai. Deci ce vreau să vorbesc? Da, frame peste frame ar fi fost pe telefon. Acest joc n-ar fi fost în veci pe telefon. Pentru că eu memorie la telefon n-am. Pentru că am un telefon destul de prost. Nu e chiar atât de prost. Adică are 8 giga. Și... Na, are 8 giga, e destul de bun, e și Samsung. Adică e Samsung și... Na, bă, e bunuț un pic. Adică Samsung-us. Nu fac reclamă sau ceva, dar doar zic că... Eu la o filmare odată... Na, n-am pus-o niciodată pe YouTube, dar na. La o filmare care o pregătesc, eu tot timpul așa fac vlogul, pregătesc câte o filmare și nu mai pusesc, lângă bani am chef să editez, bani nu ce, și prefer gaming-ul. Na. Asta nu este ceva bun. Te-a zice și uite-l pe tipul ăsta aici. Prefer gaming-ul pentru că la gaming îmi ia mult mai puțin timp să filmez un joc și mi-a destul de puțin timp. Dar la vlog e altfel pentru că din vlog n-aș fi putut face canal, am primit un cuțit în spate și aia m-a omorât. Deci, la gaming, eu fac rapid imediat, chiar acum am postat 4 sau 5 episoade, azi nu sigur, pentru că la gaming e mult ușor, mie mi-este mult mai ușor și simt că eu aș putea evolua, să fac ca și Herțegovinul, care nu puteți ofta, a fost prietenul meu din clasa 0, de acum 3 ani a fost, de atâta timp prieten, 2-3 ani. Și, da, aproape 3 ani. Și el are 35 de abonați din vlog cu telefonul sau cu tableta. Și, na, adică eu nu vreau, de exemplu, să zic că, na, el are și eu nu. Nu asta vreau să zic, eu vreau să zic că, grenadă. Eu vreau să vă... Eu vroiam să vă zic că eu simt că aș putea face și eu măcar 20 de abonați din gamingul acesta de pe tabletă, pentru că și acesta e destul de apreciat. Și vă promit că voi face, nu vă promit, de fapt chiar vă promit că odată voi face și CS pentru telefon, CSGO.
Deci CSGO voi face. Nu CSGO, scuze. Counter-Strike 1.6. Și da, va fi bine. Dar nu chiar acum, după mai în, poate în vară voi face, nu știu. Cred că atunci voi face CS-ul. Sau îmi face simplu un CSGO pe calculator. Dar nu cred. Doamne, sper că mă aud. Tu, teroristule. Deci de asta vreau să vă zic, pe că vlogul nu cred că va apărea chiar vreodată pe canal. Deci asta am vrut să... Nu asta. Nu, nu mă omoră. Tu hai, fii drăguț cu mine. Bă, boss! Îți dau o grenadă, bată-te norocul. Deci vreau așa cum să vă zic. Vreau să dori un vlog. Vloguri așa, în general, că chestia cu programul de editat, aia se poate rezolva. Pot să simt program, dar eu sunt foarte obișnuit cu acela, editez cu el, îmi fac toate treburile în el, dau pe speed cu el, dau un slow motion cu el, da, și... Gen, cred că sunt familiarizat cum ar veni cu acel program. Nu că sunt familiarizat, dar nu știu. Eu cu ăla sunt obișnuit, eu să editez. Și cu alt program nu m-aș descurca. Acum ar fi Filmora Go, nu m-aș descurca să editez cu ea pe telefon. Pentru că videourile... Deci... Eu n-aș putea edita cu ea pe telefon. Sau pe ăsta, pentru că... Mie îmi plăcea la ea... Numai cum dădeam pe speed și în slow motion. Atâta, bă, boss, atâta. Numai speed-ul și slow motion-ul îmi plăceau. Bă, ăștia... Cum oare pot să se spawneze, na? Speed-ul și slow motion-ul îmi plăcea. A, uite, e aici. Deci, da, slow motion-ul îmi plăcea și aia. La filmul Rago, pentru Android. Na, Viva Video Pro. Recomand eu cel mai bun program pentru editat. Nu este free, vă zic de acum, adică de pe Mobogenie l-am luat free. Da, am luat asta. De pe Mobogenie l-am luat free pentru că pentru că aia e un fel de aplicație, un program mic, dar vă dă și niște viruși. Nu chiar că vă dă viruși reclame, dar dacă nu intrați pe ea gen câteva săptămâni, o săptămână, două, nu o să vă mai dea reclame și nu o să vă mai bată la cap. Poate dă cu câteva reclame pe acolo, dar na. Nu vi le recomand. Viva Video, ar trebui. Viva Video e un program. Viva Video Pro nu e mai bun ca el. Nu prea e mai bun ca el. O, am filmat o minute. Păi, ne-am... Păi, hai să mă... Domnul șeine. Hai că vreau să presc acum. Că e și 28. Și jumate, 12 jumate. Pa, pa, oameni bune. Asta vreau să vă zic că vlogul și astea... Nu, vlogul nu prea vor apărea și așa. Mâine vă cam pot promite că va apărea un vlog pentru că... Stați să-mi pun căștile. Vreau să vă zic că mâine voi fi la Sântana, ba nu, la, nu știu, la Dimire sau Sântana, nu știu sigur, la un eveniment cu dansurile, la un fel de Kirvai. De fapt am fost la Kirvai deja și ăsta e Kirvai, nu știu. Dar totuși, na. Și vom dansa și bla bla, voi pune un videoclip de acolo, să știți foarte bine, dar nu vă pot promite că are calitate, că voi filma cu acest telefon de 5 pixel, poate un pixel, niciun pixel n-are, deci vă salut, pa, pa! Nu, am început minune!